Salutare, dragi prieteni, bun venit la un nou episod din cariera noastră de jucător la Bayer Leverkusen. Am avut meci la națională, amicale, dar le-am jucat off-camera, că nu contează amicalele, deci am reușit totuși să creștem și un nivel. Și acum că tot am crescut, cred că ne-ar prinde bine un upgrade pe pase. Hai să dăm așa. Și să băgăm aici de două ori. Hai că stăm bine acum. Hai să-i dăm înainte. Avem meci cu Borussia Mönchengladbach. Titulari, evident. Sper de data asta să nu ne mai facem de hândel, că e belea mare. Borussia Park. Ce avem de făcut în meciul ăsta? Posesie și pase. Și notă, evident. Gabriel. Jeremy Doku. Lobotka. Pasează Lobotka acolo pentru Abel Ruiz, care este deposedat. Haide, bă, aleargă, du-te în gherla. Justin Kluivert cu o pasă excelentă. Încercăm o centrare aici. Itakuru, ăsta e Itakura. Respinge în corner. Șut al nostru blochează, păi cum? La ce stai în calea mea? Tântălăule. Ăla trebuia să fie mare gol. Holding. Pedersen pentru Lobotka. Jeremy Doku. Abel Ruiz acolo, pasează în bandă. Din nou Abel Ruiz pentru Kramer. Jeremy Doku în centru pentru Elliot. Mamă, ce era să fie acum. Era să începem iar de la 1-0. Itakura. Itakura pasează, Itakura. Itakuru. Alex Garcia. Net. Gabriel s-aruncă bine acolo înaintea mingii. Câștigă totuși posesia. Frimpong. Frimpong pasează acolo bine. Reușim să-l facem pe Itakura. Excelent, pasăm aici pentru Justin Kluivert. Primim o pasă! 1-0. Minutul 28. Excelent joc de pase. Justin Kluivert întoarce acolo pasa frumos. Nu știu cine a dat pasa de gol, dar a dat-o bine. Du-te, bă, de aici, Demir Bey. Așa ceva. Stăm bine, avem 4 goluri în 5 meciuri. Din nou scăpăm aici după greșeala celor de la Borussia Mönchengladbach. Cât pe ce să-i facem de hândel pe ăștia. Pasă pentru Demir Bey, care șutează, dar Omlin reține. N-a fost un șut exagerat de greu, dar bă, a fost bine. Fabinho, o alunecare excelent acolo. Elliot pasează pentru Alex Garcia, dar Militao câștigă posesia. Frimpong. Hložek. Demir Bey pasează acolo pentru Mbaba. Pasăm excelent aici pentru Hložek. Și corner.
Holding respinge mingea în corner. Dar de ce n-a șutat asta, nu înțeleg. Haide Frimpong, pasează acolo pentru Grivo, excelent Frimpong. Kluivert, iată că era în offside Justin Kluivert. Și final de primă repriză, conducem 1-0 pe Borussia Park. Am jucat excelent în această primă repriză, am avut ocazii, dar se poate și mai bine. Haide mă, mai urcă unul cu mine sau? Pasăm bine aici pentru Justin Kluivert, care este aproape să înscrie. Șut din prima, respins acolo, minge la Tammy Abraham. Tammy Abraham cu o pasă în centru, din nou pasăm aici bine pentru Justin Kluivert. Tammy Abraham pasă înapoi, apără Omlin încă o dată. Excelent jucat, excelent. Pasează bine Tammy Abraham. Jeremy Doku câștigă posesia. Lobotka, Abel Ruiz pasează pentru Alex Garcia. Din nou Alex Garcia la balon. Elliot, Kramer, Lobotka pasează bine pentru Jeremy Doku, care șutează, dar nu-l învinge pe Meret. Pe Meret. Primim o pasă excelent acum. Avem șansă perfectă pentru a deschide scorul. Stai mă că e 1-0. Pentru a majora scorul, pasăm în centru și facem și un asist excelent. Hlozek. Am uitat că era 1-0. Eram prea atent, eram... Eu de asta trăgeam așa tare. Mă gândeam, bă, nu vreau să pierd puncte iar. Dar de unde? Că deja aveam 1-0. Dar nu contează. E ce trebuie. Am îndeplinit, cred că, cam tot. Stăm bine, dar mai trebuie să dau două pase în jumătatea adversă. Pedersen tatonat acolo de Tammy Abraham. Elliot în centru pentru Alex Garcia. Elliot intră în careu. Elliot deposedat de Militao, dar mingea sare la Kramer. În baba pentru Hlozek. Trimitem o pasă bună pentru Tammy Abraham și reușim să lăsăm mingea la Tammy Abraham, care înscrie pentru 3-0. Din păcate ăsta nu se pune asist, deși ar fi trebuit, dar e ok. Jeremy Doku tatonat acolo, pasă la Lobotka. Lobotka din nou pentru Jeremy Doku. Doku pasează în centru pentru Elliot, care șutează slab, dar iată că șut slab, dar îi pune câteva probleme lui Meret. Tammy Abraham. Primim o pasă bună acum și șut de la distanță. Apără Omlin. Itakura. Lobotka pasează pentru Alex Garcia. Jeremy Doku. Doku pasă pentru Kramer. Haideți mă. Elliot aproape să înscrie. L-a bătut acolo pe Meret. Și final de meci. Câștigăm 3-0. Avem un gol și practic
două asisturi, dar să pune numai unul, că așa e în FIFA, dacă doar ai deviat-o, nu să pune asist. Bine, nici în realitate. Mă rog, nu contează. Ce e cel mai important e că ne-am făcut treaba. Și mai mult ca sigur că avem cea mai mare notă de pe teren. Da, n-am îndeplinit două de alea, da. Avem acum meci, dacă nu mă înșel, cu Sturm Graz. Bun. După aia ne așteaptă un meci destul de greu cu Leipzig. Ca și cum am jucat cu primul loc. Hai să ne facem antrenamentul frumos. Bun, tătuțu. Și să-i dăm bătaie la meciul cu Sturm Graz. Suntem titulari. De data asta nu o să mă dau înapoi de la nimic. Vreau să rupem. Să rupem, să formăm, să demolăm. Acea punk. De când am mai auzit de el. O pasă bună acum. Pasăm excelent și noi pentru Justin Kluivert. Justin Kluivert! Bară! Mamă, mamă, ce era să fie? Omul mort și puța vie. Acea punk pasează acolo pentru Horvat. Zekiri șutează, apără Meret. Haideți ai mei. Pasăm aici bine pentru Justin Kluivert încă o dată. Cere mingea în atac. Și... oh, mamă că am văzut-o în plasă. Trebuia să pasez în centru, că era unul liber. Dar aia e. Ce avem de făcut meciul ăsta, că nici nu m-am uitat. A, dribbling. Să dau un gol din afara careului și nu. Fuu, destul de greu. Șut, apără, bă, băiatule. Șut din prima, mamă, mamă. Na, trebuie să încercăm cu șuturile de la distanță, că asta trebuie să facem. Trebuie să dăm neapărat un gol de la distanță, din afara careului, de fapt. Dar scapă Zekiri și 1-0 pentru Sturm Graz. Hai, cred că îl dăm deoparte golul ăla și mai întâi să egalăm. Pasăm bine aici pentru Justin Kluivert. Și, bă, ce a intervenit ăla acolo. Zekiri ăsta chiar e bun. Fii atent, că dacă nu ne pune cele mai mari probleme. Eder Militao câștigă posesia acolo. Grifo. Bă, da, de ce o dă până el, mă? Nu-l vede, nu înțelege calculatorul, că acolo e un jucător advers. Că nu înțeleg. Plozek. Șu de la distanță! Apără încă o dată portarul celor de la Sturm Graz. Ce mișto era să-i fur mingea la portar acolo. Era frumos. Dar totuși, din păcate, 1-0 pentru Sturm Graz la pauză. Trebuie să întoarcem cumva rezultatul, că n-avem ce face. Santa Clara conduce la Craiova 1-0.
Aproape să scăpăm aici, să-mi scriem, cred, e în offside. Asta e, nu-i problemă. Stankovic pasează acolo pentru Teixeira. Zekiri Militao se opune acolo. Grifo pasează bine. Grifo, plasăm și noi și mai bine pentru Hložek. Hložek intră în careu acolo și 1-1. Reușim asistul. Egalăm în cele din urmă. Da, nu, e complicată situația uneori cu ăștia. Acampong greșește, Acampong, Gabriel pasă pentru Grifo. Pasăm aici bine pentru Demirbay. Și scăpăm, reușim, este mă, 2-1, înscriem. E, dar acum putem să încercăm să dăm gol din afara careului. Și am lovit prost mingea. Adică cred că ați observat. Bă, dar ce a așteptat ăla? Horvat pentru Zekiri. Teixeira. Stankovic. Pasă pentru Zekiri. Zekiri pasează și apără Meret. Scăpăm destul de greu la faza asta. Și acum avem un contraatac. Trebuie să o facem cumva la contraatacul ăsta. Rămânem la balon. M-a deposedat în cele din urmă. Șut din afara careului. Mamă, ce ghiule! Ce ghiule! Nu pot, mă, nu intră, ești nebun! Din nou șut, apără încă o dată portarul celor de la Sturm Graz. Deci nu am cum, ești nebun. N-am cum, nu intră golul de la distanță, neam. Șut încă o dată, apără încă o dată. Bă, du-te, bă, de aici. Hai, poate intră cu stângul. Intră o laie. Bă, eu când vă zic că nu intră. Militao o câștigă acolo posesia. Fosu Mensah. Ăsta n-a fost cândva la Manchester United? Parcă. Pasăm bine acolo, dar se termină meciul. Avem un gol și un assist. Stăm bine. Nu suntem omul meciului, dar totuși nu cred că ar trebui nici să scădem. Mamă, 4-1 îi bate Santa Clara pe Universitatea Craiova, dar scădem, ești nebun. Așa ceva. Numai în filme mai vezi. Prostie de asta rară. Hai să ne facem antrenamentul ca să mai creștem în ochii lui domnul Alonso. Lui domnul Alonso, da? Bă, cam asta a fost. Până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat, aveți grijă de voi. Pa, pa!